Salutare tuturor și bine v-am regăsit! În tutorialul de astăzi vreau să vă supun atenției realizarea în aplicația PowerPoint a unui mic joc didactic. Cum se numește rezultatul operației de înmulțire? Greșit! Clic pe săgeată pentru a încerca din nou. Corect. Cum se numesc numerele care se înmulțesc? Greșit. Corect. Selectează răspunsul cu rezultatul cel mai mare. Greșit. Corect. Felicitări, ai ajuns la sfârșit. Realizarea acestui joc se bazează pe următoarea logică. La fiecare diapozitiv în care ne este pusă o întrebare, există trei răspunsuri, dintre care un singur răspuns corect. Fiecare din aceste trei răspunsuri reprezintă un link, o legătură, către un diapozitiv din interiorul aceleiași prezentări. De exemplu, pentru răspunsul incorect, este un link către diapozitivul în care ne suntem informați că am răspuns greșit. Și, bineînțeles, pentru răspunsul corect este un link către diapozitivul în care suntem informați că am selectat răspunsul corect. Bineînțeles, aceste linkuri se repetă la fiecare întrebare. Înainte de a trece la editarea prezentării, va trebui să ne salvăm resursele de care avem nevoie. Prin urmare, eu pe suprafața de lucru am realizat un director nou numit joc, în interiorul căruia am alte două subdirectoare. Audio, în care am salvat fișierul audio cu melodia de pe fundal, și subdirectorul foto, în care am salvat elementele grafice, imaginile pe care le doresc inserate în prezentare. Pentru a începe editarea prezentării, creăm pentru prima dată fișierul în care vom salva prezentarea pentru un clic dreapta într-o zonă liberă din directorul joc, apoi meniul New și submeniul Microsoft PowerPoint Presentation. Bineînțeles că avem posibilitatea să denumim în acest moment prezentarea noastră. O să o denumesc cu numele de joc 2 și la o apăsare a tastei Enter ni se va deschide aplicația PowerPoint, cu ajutorul căreia vom edita joculețul nostru. Pentru început adăugăm primul diapozitiv executând un clic în zona de editare a diapozitivelor. Ștergem aceste două casete de text, deoarece vom adăuga noi caseta sau casetele de text care ne interesează și să stabilim pentru început imaginea de fundal. Mergem pe meniul inserare, apoi imagini din acest dispozitiv și de pe suprafața de lucru, din directorul joc, din subdirectorul foto, alegem imaginea pe care o dorim inserată pe fundalul fiecărui diapozitiv. O repoziționăm prin metoda drag and drop și este timpul să adăugăm titlul jocului. Acest lucru îl realizăm din meniul inserare, casetă text, în interiorul căreia vom scrie să învățăm împreună. Aleg o culoare textului cu care vreau să fie scris acest text, redimensionez textul la un fond de 66, stabilesc textului o umbră apoi mai inserez încă o imagine pe acest dispozitiv, diapozitiv redimensionez această imagine și să introducem și o imagine din mediul online.
Pe același meriu inserare, imagini, dar de această dată voi alege opțiunea imagini online. Și voi executa o căutare după cuvintele cheie copii desen. Aleg această imagine, execut click pe butonul inserare, redimensionez această imagine, o repoziționez și acesta este primul diapozitiv al jocului. Acum urmează să inserăm primul diapozitiv în interiorul căruia o să punem prima întrebare. Pentru acest lucru vom executa un click dreapta în zona de preview a diapozitivelor și din meniul contextual apărut alegem opțiunea diapozitiv nou. Ștergem aceste două casete de text, inserăm imaginea pentru fundal, o repoziționăm, apoi introducem o casetă de tip text pentru scrierea întrebării. Aducem modificări fontului, culoare și dimensiune. Redimensionăm caseta de text în așa fel încât textul să fie afișat pe două rânduri și repoziționăm textul în interiorul casetei de text. Acum urmează să introducem cele trei răspunsuri cu ajutorul casetelor de text. Prin intermediul combinațiilor de taste Ctrl-C și Ctrl-V, creăm o copie a acestei prime casete de text, în interiorul căreia vom edita textul. Vom repeta acești pași și pentru cea de-a doua casetă de tip text, pentru a o crea pe a treia. Și se observă că cele trei casete de text nu sunt poziționate simetric în interiorul diapozitivului. Pentru a face acest lucru automat, vom ține tasta Shift apăsată și apoi vom merge pe tabul Format și apoi pe opțiunea Aliniere și alegem opțiunea Distribuire pe orizontală. Astfel, cele trei casete de tip text sunt poziționate corect pe orizontală. Putem face acest lucru și pentru verticală. Și acum cele trei casete de tip text sunt perfect poziționate în interiorul diapozitivului. Urmează să creăm acum diapozitivele pentru răspunsul corect și pentru răspunsul greșit. Vom crea în primul rând diapozitivul pentru răspunsul greșit. Acest lucru îl vom face în felul următor. Vom executa un click dreapta pe al doilea diapozitiv și îl vom dubla, vom crea o copie fidelă a lui. În interiorul acestui nou diapozitiv creat, vom modifica textul acestei casete. Redimensionăm caseta de tip text, o repoziționăm și sub această casetă de tip text vom introduce o formă geometrică sub forma unei săgeți, formă pe care o găsim în meniul inserare forme. Se observă că ni s-a activat în mod automat meniul Format. O să acordăm acestei forme o umbră.
Ștergem aceste trei casete de tip text cu răspunsuri, selectându-le și apăsând asta Delete. Și în locul lor vom introduce două imagini. Imaginea pentru răspunsul greșit, pe care o repoziționăm, și imaginea cu acel memo trist. Redimensionăm imaginea. Iar pentru ca eventualul click al utilizatorului să aibă efect, un click pe această săgeată, va trebui să stabilim o legătură, un link de la această săgeată către diapozitivul cu numărul 2. Acest lucru se face din meniul Inserare, Link. Apoi, click pe opțiunea Plasare în acest document și apoi alegem diapozitivul cu numărul 2. Astfel, în cazul în care utilizatorul a dat un răspuns greșit și a ajuns în diapozitivul 3, are posibilitatea să execute un click pe această săgeată, să se reîntoarcă în diapozitivul 2 și să aleagă un alt răspuns. Să realizăm acum și diapozitivul pentru răspunsul corect. Creăm o copie a diapozitivului cu numărul 3. Ștergem săgeata edităm textul repoziționăm textul și trebuie să schimbăm și aceste două imagini. Acest lucru îl realizăm astfel. Executăm un click dreapta în interiorul primei imagini, mergem pe opțiunea modificare imagine dintr-un fișier și în loc de imaginea pentru răspunsul greșit, alegem imaginea pentru răspunsul corect. Astfel am modificat conținutul acestei imagini. Facem aceiași pași și pentru acest memo. Îl redimensionăm. Și astfel am realizat și a diapozitivul pentru răspunsul corect.